Dragile mele gospodine, astăzi am făcut o tocăniță de pui cu roșii și cu ceapă. Am să vă zic cum am făcut eu. În primul rând, bucățile de pui le-am prăjit un picuț, le-am uiat un picuț în ulei și apoi, în acel ulei în care am prăjit un picuț aceste bucățele de carne de pui, am pus ceapă, un pic de sare, ceapa tăiată foarte mare, solzișori mari, ca să o simțim, vedeți cum se vede, să o simțim când mâncăm această mâncare. Deci am pus ceapa la muiat, am pus un pic de sare ca să-și lase ceapa apă și apoi am tăiat roșii. Multe roșii, vedeți, tăiate în bucățele mari, le-am spălat, le-am curățat, am tăiat bucățele mari și le-am pus împreună cu ceapa să se moaie în acel ulei în care am prăjit un pic aceste bucățele de carne. Am mai lăsat un picuț să se facă, să se moaie bine și apoi am adăugat această carne care a fost făcută în ulei. Am lăsat cam 50 minute, carnea deja era prăjită, să spunem așa, pe jumătate. Am lăsat cam 10 minute și apoi am adăugat sare, un pic de piper, un pic de foi de dafin și atât, dragele mele. Nu puneți delicat, nu puneți nimic pentru că strică gustul la carne. Deci nu se mai simte acel gust natural de carne. Deci lăsați cât de cât bio, măcar această perioadă când avem în grădina noastră zarzavaturi verzi. Acum mai lăsăm cam un sfert de oră să mai scadă și apoi adaug un pic de pătrunjel deasupra și mâncarea este gata. Este foarte delicioasă, dragile mele, este foarte, foarte delicioasă. Această ceapă îi dă un gust deosebit, o dulceață deosebită. Și cu aceste roșii puteți să folosiți, bineînțeles, și pastă de tomate, bulion, ce doriți dumneavoastră. Eu nu am pus bulion, deoarece ieșea mai acruț, să zicem așa. Dar chiar dacă ieșea acruț, putea să adăugați o linguriță de zahăr și se schimba gustul. Dar am preferat să pun aceste roșii ca să ne bucurăm măcar această perioadă de aceste roșii, măcar când este sezonul. Și a ieșit o mâncare delicioasă. Acum încă 10 minute, un sfert de oră, lăsăm să mai scadă un pic și apoi o servim. Puteți să o serviți cu pâine, puteți să o serviți cu ce doriți voi. Eu prefer cu mămăliguță, vedeți? Ceapa s-a lăsat la fund. Așa, și bucățelele de carne deasupra, vedeți? Și roșiile sunt tăiate mari și se simt aceste, când mâncăm, se simte o bunătate, o bunătate, la mine. Cum făceau bunicii noștri pe vremuri. Dacă vă amintiți bine, făceau aceste tocănițe cu ceapă și cu roșii și cu un puișor de casă, mama mia, un deliciu. Și cu mămăliguță caldă, eu prefer mămăliguța, care vrea pâine, eu am pus și de mămăliguță. Acum vă pup, vă las și vă doresc o zi binecuvântată. Pupici cu sclipici!